Salutare dragi prieteni, bun venit la un nou episod din cariera noastră cu Dinamo București. Bă, în început vreau să vă spun că îmi pare rău dacă ți-aud zgomote minore pe fundal, dar știți voi cum iese atunci când iese țăranul din sat și se duce la oraș, cum poate să se distreze decât să urle, să zbiere și să asculte muzică de deranjează trei sate. Nu am ce să fac. Trebuie să filmez, nu pot să mă duc peste ei. Asta e situația. Sper să nu se audă, sper să nu ne perturbe activitatea și sper să fie tot ok. Cu riscul de a mă repeta. Pe ăsta o să-l simulăm. Meciul cu North Island, nu ne interesează conferențul. Deci, da, facem aparent 0-0 cu North Island. Ce să zic? Da, cum trece cumva din grupă, atunci da, o să jucăm, dar așa în situația asta nu ne prea interesează. Da. Avem meci cu FCSB în campionat. Bun, deci jucăm iar la derby. Hai să ne pregătim aici echipa și să facem treaba bună. Unde e ăsta, mă? Nervosul ăsta care vrea să plece, domne, că nu-i ofer suficiente jocuri. Vezi, doamne, cum ar veni. Așa, îl băgăm pe la Rusea, în locul lui Omao va juca Lucas. Așa, Costin aici în bandă, iar aici Ahmed. Să înceapă meciul, dragilor. Sper să ne mișcăm bine, dar nu jucăm pe attacking, o să începem pe defensiv. Nu vreau să mă avânt prea tare ca să n-avem probleme. Ultimul lucru care mi l-aș dori e să pierd cu țăranii ăștia, cu șoborezi ăștia. Bun, reține aici Golubovici. Excelent. Lucas pasează aici în bandă pentru Costin. Costin îl vede excelent acolo pe politic, dar n-a fost să fie. A încercat bine pasa, dar a fost mult, mult prea slabă. Angulo pentru Homam. Marcel Ruiz. Bucari pasează excelent aici pentru Ali, dar Hăruț reușește să câștige posesia în Ghezana acum. În Ghezana, deposedat acolo de Piața, dar nu pentru mult timp. Din nou în Ghezana la balon, vine la Rusea, e excelent. Haide, mă, Djokovic. Pentru Florinel Coma. Ăsta, Coman. Marcel Ruiz pentru Ali. Wow, firar măta sus pe casă de cioban de la stâna lui Becali. Politic, apără Târnovanu. Galbin și-a adus ciobanul, șeful ciobanilor, și-a adus cioban în Africa de Sud. O jucăm simpluț, pasăm aici pentru Bucari și din afara careului, apără Târnovanul încă o dată. Haideți, mă băieți, mă. Batem simplu. Bun. Centrare aici, nu reușește nimeni să ajungă la acel balon, dar Marcel Ruiz cu șutul puțin pe lângă poartă. Hai că am început bine. Am început chiar bine. Radunovic. Ce a fost? Avem lovitură liberă. Un șut al lui Angulo. L-a încărcat acolo, dar n-a fost să fie. Hai, Homam sare bine acolo la cap. Pase pentru Ali și politic. Mamă, ăsta nici șut nu pot să-l numesc. Mamă, ce rău a dat. Ma, ferească sfântul satelit. Radunovici. Ovidiu Popescu.
Djokovic. Bun, la Rusea se bate bine acolo, dar reușesc să paseze totuși cei de la FCSB. Câștigăm bine posesia. Lucas pentru Piața, la Rusea. Bun, politic acum pentru Ali. Hai Alinuțule, deposedat de Înghezana, Crețu. Hăruț. Și final de primă repriză, dragilor. Aici în Ghenă, ăsta în Ghencea. Mă rog, vorba vine în Ghencea, că nu știm sigur acum care dintre ele. Nu mă bag eu în polemici ca să mă trezesc în comentarii că Steaua din Liga 2 joacă în Ghencea. Ăia sunt Steaua adevărată, nu mă interesează pe mine care cum e Steaua, mă înțelegeți? Dar zic așa ca idee. Octavian Popescu pentru Companiu. Din nou Octavian Popescu, greșește aici Lucas. Da, am zis bine, greșește aici Lucas. Hai Bucariule, du-te Bucarii, du-te Bucarii, du-te Bucarii că poți. Da, n-a putut. Cred că a obosit. Octavian Popescu pentru Hăruț, care o degajează în plopi. Așa să faceți, mă, tată, că mie îmi place. Iată, este schimbat Companiu, aparent. Nea Gigi a dat apel pe banca tehnică și a zis, băi, scoate-l dracu pe pletosul ăla. Cum ar veni? Octavian Popescu, Olaru, Băluță, Băluță deposedat bine aici. La Rusea, pasează aici la Rusea pentru Ali. Piața schimbă partea cu Homam. Homam deposedat de Radunovic. De ce așa? De ce? Florinel Coman întoarce aici pentru Djokovic. Bun, la Rusea acolo. Și Bucarii pasează excelent aici pentru Ali. Duceți-vă, mă, tată, mă, că ăsta-i golul nostru. Pasăm aici pentru Denis Politic, care-i, ai de capul meu ce dobitoc. Stați așa, stați așa, că nu mai rezist, nu mai rezist, sunt, aoleu, mamă, n-am pe cine băga. Ia-ți-o pe asta. Nu am, deci nu am, n-am, rezervele mele sunt coapte. Ai. Bară, scăpăm. Marcel Ruiz câștigă aici posesia. Hai, Homamule, tată. Bucarii faultat încă un cioban de la stână. Vede cartonașul galben. Marcel Ruiz pasează aici pentru Lucas. Lucas îl vede bine aici pe Piața. Piața intră în careu. Piața centră. Pasează în centru și Ali deschide scorul. Minutul 81. Ăla-i, tată. Trecem în avantaj. Pe final de meci. Parcă am făcut bine. Că am vrut să-l schimb pe Piața cu Iglesias. Dar curata pe asta îl strângeam de gât și îl omoram, îl dădeam afară, nu mai așteptam să-l vând. Așa mă, Alinuțule, mă, așa mă, mâncați-și pletele tale care nu le ai. Pe care nu le ai, de fapt. Ha, ha. Haideți, băieți, haideți, băieți, să ne apărăm bine, să păstrăm rezultatul. Băluță, șut, apără Golubovici. Costin pasează aici pentru Politic. Politic driblează excelent. Hai mă cu golul 2. I-am distrus moral. Da, nu. Nu băgați în seamă. Politic e... E praf azi. Ali! Cum șut apără Târnovanu.
Hai să o încercăm așa, să vedem ce iese. Da, n-a ieșit. Final de meci, dragilor. Reușim să ne impunem în eternul derby încă o dată cu 1-0. Al nostru Mr. Van Sant Company a făcut o treabă excelentă cu echipa. I-a pus la punct pe toți să învingem. Ia uite, U Cluj îi bate pe Rapid, dar pe FCSB n-a fost în stare să-i bată. Ți-ai dreptul să vezi ce vă rup ficați în voi. E bun, suntem la 11 puncte de primul loc. Încă nu-mi fac speranțe. Încă nu-mi fac speranțe. Las-o așa. Las-o așa. U Cluj e pe locul 10. Hai să avansăm un pic. Un pic mai mult, de fapt. Și să vedem cum stăm la echipă. Stăm bine. O să jucăm tot la fel. Pleacă Homam și Marcel Ruiz la națională. Keep your feet on the ground. Să înceapă partida, dragilor. Jucăm pe zăpadă. Mă mir cum dă nu e în mingea roșie sau portocalie sau oricum ar fi. Vreau să învingem pe Ucluj și să le dăm. Să aibă. Ca să învețe să tragă și cu FCSB. Nu numai cu celelalte echipe. Bun, Angulo se bate bine acolo cu Campanu. Câștigă posesia la Rusea. Angulo pasează aici pentru Ali. Bucari. Hai, Bucariule, du-te tu. Du-te tu, Bucari. Bucari, concentrare pentru Piața și deschidem scorul în minutul 11. Așa da, mă, tată. Așa da. Nu știu, trebuie să-l joc mai mult titular pe Piața, să vedem, sper să nu mai obosească, să nu mai... Ca să nu-l pierdem, n-aș vrea să-l pierd, sincer, pe Piața, dar dacă va fi să fie așa, asta e. Nu ne putem împotrivi. El deja a cerut să fie pus pe lista de transferuri și n-am ce să fac. Popadiuc. Stoica. Ia-i mingea că ăsta e FCSB-ist. El n-are voie la minge. Ali. Ali cu șutul. Excelent. Minutul 19. 2-0. Bă, ești nebun la cap. Hai, poate facem un scor din ăsta astronomic cu Cluj. Ce mișto ar fi. Facem și noi gol averaj, că și așa nu prea avem. Ali. Ali trece excelent aici. Haide, bă, urcați unul. Mamă, dar nu urcă nimeni, trăiască. Mor pe ei. Cum suntem, pe attacking? Popadiuc pentru Iani Stoica. Cred că ăla e. Pasează în centru aici pentru Popadiuc. Iar Golubovici reține balonul. Bucari. Pasează bine aici pentru Piața, faultat Piața. Dar nu-i problemă, rămâne la balon. Marcel Ruiz. Hai, Ruiz. Du-te, Ruiz. Urcă, bă, unu, mă. Urcă, mă, unu. Bun, minge pentru Ali. Ali, șut la colțul lung. Aolo, s-a accidentat Piața. Ei, asta e o veste pe care nu-mi doream să o aud. Din păcate. Hai să-l băgăm pe Ilici. Alinuțu face dubla, dar din păcate pierdem un jucător de bază în acest meci. Sper să nu fie accidentat mult. E, pentru treaba asta m-ați mai supărat și mai rău și să vezi ce vă dau.
Așa, Linuțule, 4-0, minutul 30, 40, e 39, 40, minutul 40. O ghiulea din fundul grădinii a lui Alinuțu și rupe fâșul. 112 km pe oră, bă. Așa, tată, deja hat-trick. Vreau să-i fărâmăm. Poate scriem istorie. Oferim cea mai mare victorie din istoria clubului. Ilici. Ilici, noul intrat, scapă singur aici. Șut, apără Gorcea. Și final de primă repriză, dragilor. Avem 4-0 la pauză, bă. Bă, 4-0. Îi facem de râs. Păi ăștia îi facem de râs, meciul ăsta. Asta e tot ce-mi doresc. Nu da alta, dar merită. Că-s bagabonți. Sunt bagabonți. Bam, bam. Golubović pentru Lucas. Costin. Costin trece bine aici, dar scapă mingea în afara terenului. Oricum, un pic așa mă miră, pentru că eu pe vremea asta, pe zăpadă, cam niciodată n-am putut să am scoruri, wow. Adică mă chinuiam să câștig sau făceam un egal, cel mult. Fault încă o dată. Arată-i cartonașul galben că o iau pe măsa în vacanță deja. Marcel Ruiz. Ruiz rămâne la balon. Ruiz încearcă șutul. Din nou șut Marcel Ruiz, dar în brațele lui Gorcea. Hai mă, ultra attacking. Ilici. Bun, Bucarii, o fentă excelent acolo și scăpăm aici pe un contraatac nemaipomenit și Bucarii 5-0, minutul 69. Hi, 69, bă. Hai să-l băgăm și pe Gregorio. Nu de alta, dar al nostru Alinuț deja și-a făcut norma pe acest match și n-are rost să-l stresăm acum. Oancea. Pasează aici pentru Fosati. Lucas. Pasează pentru Gregorio. Gregorio cu o fentă excelent aici. Și intră în centru. Șut Gregorio și 6-0. Minutul 75. 6-0. A fost aproape să fie. Hai să-l băgăm un pic pe Omao, să fie un 6-1. Lucas pentru Angulo. Homam. Pasează Homam pentru Bucarii, dar Miron deposedează acolo. Gheorghe. Mamă, ce era să fie. Angulo pentru Homam. Marcel Ruiz.
Ilici. Ma. Ce a fost? Că nu-mi dau seama. Cred că offside. Bun, un joc bun de pas aici. Pasăm pentru Gregorio. Gregorio n-a fost pe fază acolo sub nicio formă. Și Ilici pentru Gregorio. Gregorio iar n-a fost pe față. Gregorio pe fază, nu pe față. Mi se plimba în gură. Bă, o victorie genială în meciul de azi pentru al nostru Vansan Company. Câștigăm 6-0 în derby cu frații noștri de la U. Putem să-l numim și derby, cu toate că e frăție, dar asta a fost o victorie de orgoliu pentru că fac blaturi cu FCSB. Păi ce e asta? Te bate FCSB? Tu care ești tu Cluj? Vorba aia. Nu se poate așa ceva. Deci să fie clar, asta a fost victorie de orgoliu. Băi dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa, pa!